Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la această serie nebună, nebună de-a dreptul. Vă mulțumesc tuturor celor care ați dat like episodul trecut. Chiar apreciez gestul și hai să mai vedem câte like-uri putem strânge și de data aceasta. Din nou încă un video fără webcam. Am zis că poate seria asta o fac fără webcam. Naiba știi, rămâne de văzut. Bun, hai să vedem. Continuă drama, continuă nebunia. Oare va veni Cochi sau nu? Oare eu îmi voi pierde mințile? Oricum, deja încep să ador această serie, credeți-mă pe cuvânt, chiar așteptam să fac seria asta cu români. De-abia aștept să aduc primii români așa la echipă, la club, credeți-mă, de-abia aștept. Cociș acceptă, este o nebunie, îl aducem pe Răzvan Cociș, bă, îl aducem pe Cociș, mă. Ai de capul meu, ai de capul meu, îl aducem pe Cociș la echipă, mă. Băi, numai numele, când îl spui, când spui numele lui, parcă așa te iau un fior, mă, așa, când zici, iauzi. Cociș. Gata, deja două fete sudie. Bun, ia să vedem aici Smith, măcar și Smith accelerație, are și el acolo cea treabă, ia să vedem Clifford, băi, frătiucul meu, Clifford, tu ești cam pe lângă, te punem pe tine, Cociș, tu ești legenda noastră, gata, Cociș, tu ești legenda noastră, ce, mi-am și cam poate să joace, bă, tu vorbești serios, poate juca Cociș, cam. Da, mă, bă, Pain, ce cauți acolo, băi, băi, am făcut ca o ambulanță, așa-i? Băi, ce cauți acolo? Băi, afară. Bun, l-aducem aici pe Cociș, incredibil, așa ceva, un transfer foarte mare, opinia mea, un transfer foarte epic. Din păcate, dacă ne ducem aici la români, asta am vrut să vă spun, dar ia că tot am uitat. Un lucru foarte naspas, aș putea să spun așa, este că ăștia de la FIFA nu l-au mai implementat pe Sân Mărtean în joc. Că l-aș fi luat pe Sân Mărtean, dar aia cât Sân Mărtean nu mai este în acum, a revenit în Liga 1 a României și na, e și un jucător așa cu o vârstă. Se pare că cei de la FIFA au decis să zică, bă, ce mai contează Sân Mărtean? Dă-l dracului de Sân Mărtean. Ei au zis asta, nu eu. Și se pare că nu-l mai avem pe Sân Mărtean. Asta chiar e, chiar e trist, sincer, chiar este trist să nu-l ai pe, să nu-l ai tu pe Sân Mărtean, pe șeful Sân Mărtean să nu-l ai tu. Băi, unde mai e distracția? Unde mai sunt petrecerile de burlaci? Unde mai este treabă? Nu mai este nimic. Așa ceva. Bun. Oricum, în mare parte, din câte bine vedeți, deja aveam acolo un shortlist, toți jucătorii ăștia faimoși și mari. Ce vreau eu să mai cumpăr? Posibil. Fac, dați-mi două secunde până îl găsesc pe Sucala, ok? Ok, l-am găsit pe Sucala, am zis că vreau să văd și de el aici. Așa frumos, Sucala, poate l-aducem pe Sucala la echipă, bă, ce frumos ar fi. Bun, un alt apărător de care vreau neapărat să îl testez în acest joc, desigur, este nimeni altul decât, stați două secunde și ajung la echipa unde este el acum, aici la PAOK, este nimeni altul decât, vă rog, Tobele Varela. Bun, bă, ce tare ar fi să-l aducem și pe Varela, văleleu, ce transfer ar fi Varela. Bun, am zis că mai cumpărăm și alți jucători care oricum nu mai evoluează, deci Varela oricum nu o să evolueze, dar este un jucător deja, na, drag nouă, că a jucat mult la Milan, la Steaua și, bă, Steaua e Steaua, știi cum zic, bă, trebuie să luăm, dacă îți duci de la Steaua, aia e. Bun, hai să mai vedem aici, dacă mai sunt și alți jucători care ați vrea voi să vedeți la club și poate cu uite eu de ei, poate de ăștia care au jucat în Liga României și cine știe, poate chiar sunt în joc, vă rog frumos să-mi spuneți. Știu că mi s-a spus acum cea timp o idee, ceva de genul, să le iau pe Hamrun, dar Hamrun este în Qatar și Qatar, din câte știu eu, nu este în joc, ci doar Liga Arabiei, este o diferență, dar hai că o să caut aici de față cu voi. Hamrun, da, vedeți că nu este. Ia, sau așa, ham un bețel, n-am, așa, vedeți, nu este niciun Hamrun, deci, da, așa v-am arătat că nu este, bun, hai să vedem aici, iarăși avem un meci de cupă împotriva celor de la Cambridge, hai bă, dacă ăștia sunt la fel de buni la învățământ, dacă ăștia sunt la fel de buni la fotbal cum îți la învățământ, noi ne-am dat dracu, nu, hai bă, 2-1, bun, m-am îmbâlbit un pic, am vrut să zic, bă, dacă cei de la ăștia sunt la fel de buni la fotbal cum sunt la învățământ, că la învățământ au universități prestigioase,
E de-o dracului. Aoleo, Emenike este cumpărat de către Everton. Posibil să fie cumpărat. Au acceptat o sumă de 6.500.000. Ai, mă. Ai. Na, e, oricum nu aveam eu bani să-l cumpăr pe Emenike în momentul actual. Ia să vedem, oare dă Kocsis un gol? Dă Kocsis golul? Nu dă Kocsis golul, dar totuși, băi, cam, ce știi, poate fi făcut el asistul. Bun, nu-i bai, oricum, victoria este victorie. Și se pare că ne descurcăm destul de bine. Aoleu, mi-a scăzut ratingul. Aoleu, mi-a scăzut ratingul la 74. De ce? Că câștig, sunt bine în clasament. Keep player salary growth under 20%. Ia uzi. Aoleu, am uitat de tâmpenile astea de... A, căcat, eu direct mă puneam să cumpăr, să fac, să trag. Ia uzi, ce e important pentru ei? Financial. Financial și young development. Ok, acolo îs pe fază. De aici ci că cu salariile. Currently growth 22% și ei mi-au zis să o țin la 20%. Aoleu, nu știu dacă mai pot transfera jucători. Căcat. Da, las că vedem noi. Oricum, iarăși avem aici un match de cupă. Dar asta e mai altă cupă. Checa Trade Trophy. Bă, ok. O bus cupe noi aici. Aoleu, iauzi, ci că fix problem. Autocorect for this match. Nu-mi pasă mie. Hai, te rog. Este bă, da, ia mă, și-o dat Kocsis gol. O dat Kocsis gol. Ei, Kocsis. Mă, nene, mă. Mă, nene, mă, o dat Kocsis gol. Foarte frumos. Bun. Ok, avem probleme, desigur, cu banii. Aici, ci că așa, cu salariile, mai exact. Nașpa treaba cu salariile, că n-aș fi vrut să... nu vreau să mă dea ăștia afară, dar totuși n-a ce să-i facem. Bun, salariul lui Enake cred că costă o avere, adică costă cam mult. Și totuși avem pe unul foarte bun pe RM, dacă ați observat, tot timpul dă gol. Deci hai să zicem că pe poziția aia, în momentul actual, suntem destul de siguri. Bun, hai să mai vedem, mijlocul o ducem destul de ok, presupun. Am un nou și n-aș mai vrea să fac foarte multe transferuri pe moment acolo. Așa, ia să mai vedem Anton, așa, nu, aoleo, Dodel. A, dar ștești pe poziția aia. Ia să vedem atunci, din păcate, la Tovlevici de-abia s-a transferat. Sepsi, ia stai să vedem. Iui, 1.000.000, aoleo. Am unul zic, are statistici faine, dar mai degrabă dă 1.000.000 pe nebunul de Steleano Filip decât pe el, știi ce vreau să zic. Bă, ia să mai vedem cu Mania. Așa, Mania, vreau să te transfer pe tine, îmi trebuie un apărător ca lumea plus pe care să-l mai evoluez. Suma este micuță așa, dar dă-o dracului. Ia mă, Moții, mă, și Moții ar fi o idee. Numai că deja el au vârstă, am vrut să zic, am are deja o vârstă, are deja anumit, bă, are o experiență acumulată în spate și mult ca sigur îmi vor vrea mulți bani pe el. Chestia aici la Benzare, că expiră contractul, dar jocul, mai mult ca sigur nu o să perceapă ideea că, băi, expiră contractul, dă-l mai ieftin. Nu, e totuși să-mi ceară o grămadă de bani pe el, că așa e logica jocului. L-am putea lua și pe Hurtado, dar totuși aștepta parcă să treacă măcar până în iarnă sau sezonul viitor, că vedeți cum este problema aici cu banii, tot timpul ne freacă și la icre cu banii. Și asta e un pic o acceptat cu Mania, nu vine să cred, în sfârșit are logică jocul ăsta. Bun, s-ar putea să luăm aici pe Mania, ar fi un transfer foarte fain, chiar foarte fain. A, cu Benzare era problema cu expiră contractul, aoleu, uitucă-s. Bun. Hai să oferim atunci așa. N-am și eu cumva un jucător de care n-am nevoie. Poate știu și eu un jucător de care n-am nevoie. Nașpa că mulți de care n-am eu nevoie de-abia au venit la club și nu știu ce și nu-i pot da aici la schimb gen. Dar nu-i bai. Hai, bun. Băgăm acolo iarăși ofertă. Măcar pe Benzar să-l mai aducem. Și va fi perfect. Mania și Benzar ar fi așa ultimele mele două transferuri. În rest ne axăm complet pe, desigur, pe treaba asta cu juniorii. Că practic asta este și scopul seriei, să ne antrenăm juniorii. Bun, deci stați liniștiți. De aia nu fac eu așa transferuri uriașe. Oricum nu avem bani. Oricum vedeți că deja clubul parcă așteaptă să mă dea afară. Bun, știți ce?
Îl lăsăm pe Benzar deoparte, că îl vom lua liber de contract. Că oricum expiră contractul cu clubul, așa, pac, pac, țaca, țaca, dă o semnătură și negociem doar salarul. Bun, se pare că Mania nu dorește să vină la noi, chiar dacă i-am dat 3.000 de euro, hai să-i dăm 4.000, chiar dacă e enorm de mult, mai ales la clubul meu, care cred că o să-mi taie capul în două când o să vadă chiar folosesc banii de la salarii. Asta nu o să le placă, dar da, ce să-i faci, bă, vreți campionatul? Nu-l vreți, că scrie acolo The Mastic Success Very Low, pe 5, mă. Ăștia nu doresc să avansăm în ligă, mă, incredibil. Bun, reușim să-l achiziționăm și pe Mania, care posibil să fie ultimul nostru transfer. Ultimul nostru transfer aici este Mania. Ia fix acum când s-a accidentat și ăsta, bă, la fix l-am adus pe Mania. Foarte bine, foarte, foarte bine, man. Ia l-aducem și pe Mania aici, care totuși are niște statistici fani, are accelerație foarte bună, mă, pentru un apărător. Ia și statisticile, 60 ceva, așa, așa, poate juca și pe RB. Deci dacă vom avea probleme cu jucătorul ăsta care are o viteză superbă, din păcate statisticile, bă, foarte bine o ducem, chiar foarte bine o ducem, chiar o ducem foarte, foarte bine. Ia, mi-a crescut un picuț acolo procentajul ăla de overall, foarte, foarte bine. Chestia este, desigur, cu banii nu prea, mai avem, nu mă înțelegi greșit, mai avem bani, doar că nu vreau ca ăștia să mă dea afară de la club din cauza că am folosit toți banii, că na, se întâmplă. Bun, totuși ce poate ar fi o idee să fac, să caut... Este sigur să caut aici pe jucătorii ăștia fără free agents și fără club. Hai că mă uit eu aici rapid, țaca, țaca peste jucători și să văd dacă găsești cea bun. Ok, m-am uitat acolo peste jucătorii ăștia care n-au club. Degeaba, n-are rost. Când am găsit 1-2 jucători care cât de cât ziceam, ia mă că și-ar putea fi bun la club. Aveau cerință la salariu de 10.000 de euro și am 10.000 de euro să dai la un jucător având în vedere la clubul nostru, care totuși dă încolo, dacă ne uităm la domestic success, dorința lor să câștigăm aici în campionat este very low. Ce pune să te gândești, serios, dacă echipa asta nu vrea să avansăm în ligă, ce rost mai are, știi ce vreau să zic? Bun, ia aici este echipa noastră, Cociș, Mania și Bălgrădean. Trei români am cumpărat, trei români chiar buni, Bălgrădean, Cociș, o legendă Cociș și desigur Mania. Bun, și totodată desigur avem aici și baza noastră de juniorat, care, ia să vedem aici, îmi zice că are un potențial între 67 și 87 pentru Matei. Ok, Matei, nu-i rău, nu chiar că nu-i foarte rău. Aici avem portarul Cosmescu între 69 și 89. Ohohoho, bun, bun, bun. 66 și 86 aici îl avem pe Valentin. Îl mai lăsăm puțin, jucători ăștia așa să evolueze. Și totuși interesantă schimbarea asta care au făcut-o ei la Young, la evoluție. Ia vedeți cum scrie acolo potențialul, nu știu ce, nu știu cum. Mă, ăsta are potențial de 82, dar văd că are o viteză foarte uimitoare, bizar, da? Nu, având... Dar lăsăm aici. Dacă mi-l ia altă echipă, aia e. Știi ce vreau să zic? Bun. Ok, ăsta are puțin că o să mai slăbească. Iui, ăsta pare interesant, 68 și 92, mă, Valentin Georgiu, se pare că jocul ăsta iubește numele de Valentin, mulți jucători cu numele de Valentin. Bun, hai că mai lăsăm puțin tel, cam așa, cât să zic, o săptămână, două acolo, pe ăștia se mai văd exact cum evoluează, cum stă treaba. Așa, și după aceea, desigur, am să îi bag sau să vedem noi cum facem acolo cu echipa. Bun, întâi de toate, desigur, să-l pun înapoi pe ăsta, să ai un pic care mai bun, la accelerații mai bun celălalt, dar totuși la statistici, la sliding tackle și toate cele mai bun Connolly. Așa, da, hai să punem atunci pe Connolly acolo. Așa, bun, bun, țaca, 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 foarte bine, avem aici un match împotriva celor de la Wycombe. Ok, eu cred că îi putem bate pe cei de la Wycombe, ia să vedem. Vom da aici un simile, poate trebuie să joc meciul ăsta. Aaa, 2-1, mă, gamiaș, am știut că trebuie să joc meciul ăsta. Am ajuns pe locul numărul 7, totuși Wycombe, o echipă bună. Ia avem aici Morcambe. Ia să vedem aici unde se află această echipă. Echipa asta câteodată fie joacă foarte bine, fie foarte prost. Ok, sploc 18. Hai că avem o șansă să-i batem.
Așa este, avem o șansă, dar totuși, na, să sperăm. Da, 2-1, perfect. Cociș! O dat iară Cociș gol! Cociș! Cociș, Cociș, Cociș! Ia mă pe Baton! Băi, Baton, ăla de la noi, Crawley Town, ia 4 goluri, mă! Băi, ești nebun, Baton! Să mă uit cine e Baton ăsta, foarte bine joacă, ia fi atent. Crawley Town, ia, Bold Vision, ăla pe RM, că am zis eu că nu o luăm pe lor tănase, că joacă foarte bine Bold Vision. Vălele, bă, dar noi avem aici o echipă bunicică, mă. Foarte, foarte tare. Din păcate, încă nu l-am văzut acolo pe Cociș. Ia zi aici, aia, Baton, top assisturi. Bă, Baton ăsta și goluri, dar și assisturi. Cine dracu-i Baton ăsta? Hai că neapărat o să mă uit acum să văd cine dracu este acest Baton. Că foarte, foarte bine joacă, mă. Ia, Baton, cine e Baton? A, Elemul, Elemul nostru. Vai, de cap, mă, care statistici foarte faine, mă. Poate să ca și pe cam. Fii atent, are flair, are viteză. Ia, și ăsta e Bold Vision ăla. Și ăsta are viteză. Și shooting, și chestii. Mă! De nu e echipa așa de rea, eu nu știu ce. Bă, foarte, foarte tare. Bun, avem aici o echipă versus Newport. Match versus Newport. Așa, Newport care, pe locul 22, avem toate șansele să câștigăm. Hai, hai să sperăm că câștigăm versus Newport. Bun, hai, în deplasare meciul va fi un pic mai greu, dar nu contează. Cociș! Al doilea meci la rând în care îmi scrie. Bravo, mă! Cociș! Cociș, te vreau aici în top scorers. Cociș, mă auzi? Băi, Cociș, băi, te vreau la top scorers. Ia la ei, Cociș, cu două goluri. Două goluri, două meciuri la rând, două goluri. Își vine Cociș, revine bestia. E, Cociș! Nu cred. Meci cu Doncaster, hai că ăsta-l jucăm, că Doncaster e o echipă cu renume, nu mă risc. Ia și chiturile ce frumoase sunt. Bun, hai jucăm în ăsta alb și atunci lăsăm pe ei în ăsta negru cu gri, cu roșu. Bun, jucăm cu legenda Cociș. Pregătiți-vă de nebunie. Să înceapă distracția. Bun, meci de meci aici. Crawley Town, The Red Devils versus Doncaster. Ui, două echipe puternice aici, două echipe puternice, mai ales Doncaster, care totuși au și putere financiară, dar și putere, adică, băi, e o echipă care cu toți o știm. Deci dacă vă întrebi și pe voi, mai ca sigur știți cine este Doncaster. Bun, ia, hai, viteză, Cociș acolo recuperează mingea foarte bine, Baton, omul nostru Baton, ia la ce bine mere. Am vrut să-i dau numărul 10 la Cociș, dar la ce bine joacă Baton, deja m-au pus pe gânduri. Poate îl facem pe Cociș șeptar, cam cum am terminat cu transferurile, mai reglăm puțin desigur și numerele. Bun. Totuși de-abia aștept, îi mai lăsă o săptămână, hai două, pe juniorii noștri să joace și să văd exact dacă le mai scade potențialul și care este potențialul lor final și toate cele. De-abia aștept să-mi aduc juniorii și să începem să evoluăm români, bă, de serios, cariera asta. Tot timpul și cu Wolverhampton mi-a plăcut enorm de mult așa să joc și să evoluez jucători. E o și o provocare, îmi plac provocările astea, să nu cumperi jucători și toate cele, să cumperi strict jucători de la Academie. Tu îți dai seama ce greu e. N-ai voie cu nimic, cu nu știu ce, cu nu știu cum, doar de ăștia care a Cociș, 33 de ani, na, pe Mane am zis că la România avem o excepție. La români putem să cumpărăm pe Anis Hagi, putem să luăm asta, că practic scopul nostru este de a evolua echipa națională a României să câștigăm Euro și Mondialul. Deci normal că vom cumpăra jucători români care evoluează. Ar fi culmea. Ia ce pasă! Ai! Bold Division, ai de pui mei! Boldrin! Hai să-i punem numele asta Boldrin! Bold Division, nu știu ce. Eu îi voi spune Boldrin. Nu? Hai că e o idee faină asta. Connolly, se pare că s-a accidentat. Din nou! Că a fost accidentat ăla. Am iar accidentat. Mă, mâncat iar naiba. Minutul 24 de către Payne. Bravo bă, nene mă, iar pasa lui Cociș aici, pasa lui Cociș și întoarce al Cociș și-a pasat și șut la distanță și fii atent cum a mers mingea, mă. Incredibil, superb golul lui Payne, care are două goluri. Băi, dar ce echipa, mă? Avem benzile care dau gol după gol, deci Elevul și respectiv Elevul, Elefu.
Bun, deci Wingery joacă foarte bine. Îl avem pe Kocsis care a dat două goluri și l-avem acum și pe Payne care a dat două goluri. Până și mijlocașii înscriu goluri, mă, ești nebun. Așa ceva. Ai, nu! Ai, căcat, minutul 68, Doncaster egalează aici. Oh, vai. Na, și când credeam că se termină meciul 1-0, acum dintr-o dată e 1-1, din nou presiunea pe noi, dar nu mai scrie aici un gol, revedem din nou, prima oară șut în transversală, și na, cum a fost, bă-l credeam pe jos, na, ce să mai facă, s-a trezit și nu m-au văzut cum mere mingea, parcă în slow motion, așa în poartă. N-am mai avut ce să facă, nu dăm vina deloc pe Bălgrădean, aie, se întâmplă, ce să-i și faci, aie, nașpa totuși să faci, a, ziceam eu că Doncaster totuși este o echipă bună, de aia și joc în meciul acesta, dar, na, vreau victorie, mă, nene, mă, ia să vedem aici, pasa bună către Payne, oare mai dăm o boabă de aia frumoasă cu Payne, o, pasa bună aici către Collins, poate Collins este omul nostru, o dat-o până în tribună, o dat-o până în caravana cu shawarma în puii mei, aoleo. Hehe, salvează nebunul de Bălgrădean aici, aia ce șut puternic, dar totuși nimica pentru Bălgrădean, băi, Bălgrădean e bun, mă. Chiar dacă vreți, puteți să spuneți voi în comentarii de mai jos ce număr să-i punem la Bălgrădean. Poate sunt aici niște fani Dinamo și cine știe, poate Bălgrădean n-a avut numărul 1 la Dinamo. Nu știu, nu mai țin minte. Că da, știu că l-a dat afară cu cea timp, a trecut cea timp, am uitat. Bun, sau îi pune numărul 1 sau aveți voi un număr, poate așa, care l-a avut la Dinamo, cine știe. Oricum, joacă foarte bine Bălgrădean, având în vedere ce portar am avut noi înainte. E mult mai bun, mai ales că l-am luat pe gratis, l-am luat liber de contract, deci chiar n-ai ce să-i comentezi la un jucător liber de contract. Bun, este de meci Collins, foarte bine, pasăm aici între noi, baton... Foarte bine aici către Kocsis, hai să vedem ce facem cu Kocsis. Aoleo, prea mulți apărători deja pe mine, n-am mai avut ce să fac acolo. Și deja și jucătorii sunt foarte obosiți, am uitat că, da, în ligile astea inferioare, trebuie în primele minute să dai totul, că după aia toți jucătorii îs torși, nu mai au nimic, îs fără vleagă, mă, trebuie să le dai câte un Red Bull de cap. Bun. Este bun, aici Kocsis, ultimele minute, oare vom face ceva în ultimele minute? Aoleo, nu, o băgat ăștia, cred că parc de bas, mă rog, semi-parc de bas, o parcat acolo trotineta. Se termină meciul 1-1, din păcate cei de la Doncaster ne-au dat golul acela din transversar, a venit înapoi la cap pentru respectivul, care a și înscris golul egalării pentru Doncaster, se termină aici 1-1, nașpa. Dar, hei, hai, nu comentăm, lăsăm totul deoparte. Bun, ia să vedem aici, nu știu ce legat de ultimul meci, nu știu ce căcaturi, faze, dă-le dracului. Oricum evoluăm acolo la profituri, ia la profit, ci că evoluăm foarte bine, ce dracu, am mai văzut tricouri. Da, mă, fiți atenți, am văzut tricouri. Tricoul lui Mania se pare că se vinde foarte bine, pe locul numărul 2, pe primul este Baton, având în vedere că și joacă excepțional, și pe locul numărul 3 este Collins, dar tricoul lui Mania, ia, pe locul 2, deci se pare că totuși... Am făcut aici un transfer destul de bun dacă se vinde tricoul lui Mane așa de bine. Ia și aici, mă, era pe locul 3. Na, păcat că nu se vinde tricoul lui Kocsis. Ar fi fost amuzant. Dar, na, nu-i bai. Oricum, aici avem un meci greu și frumos împotriva celor de la Crystal Palace în cupă. Dar asta o vom juca de-abia data aviatoare. Vă urez numai bine, nu uitați, dați click pe butonul de like, mă ajută foarte mult. Și, desigur, susținerea acordată mulțam mult de tot. Și, desigur, nu uitați, dați share pe Facebook, dreapta și în stânga. Numai bine, bye bye. Nu uitați de like.